Consiliul Județean Prahova funcționează la capacitate maximă. Astăzi au depus jurământul și ultimii doi consilieri județeni și formula acestui for decizional local este completă. Nicolae Oprescu va avea atribuții în cadrul Comisiei de Sănătate, Protecție Socială, Agricultură și Activități Sportive, iar Costin Zaharia este membru al Comisiei Economice. Se desemnează domnul consilier județean în componența Comisiei pentru Sănătate, Protecție Socială și vă rog să spuneți cine, și în Comisia pentru Administrație Publică Locală Juridică, apărarea locului publice, respectarea drepturilor și libertății cetățenilor. Am dorit să facem un amendament. Vreau să apăsați microfonul, să nu citesc pe asta. Acela de a-l schimba pe domnul Lungu din Comisia Economică și de a fi membru în Comisia Administrativă și în aceste condiții să-l propunem pe domnul Zaharia Costin în Comisia Economică de Buget Finanțe și pe domnul Oprescu în Comisia pe Probleme de Sănătate și Protecție Socială. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Dacă se abține cineva... Consilierii județeni au avut pe ordinea de zi 17 proiecte care au fost dezbătute și votate în aproximativ o oră.